Pe 11 mai, joia trecută, am aflat o știre extraordinară și îmbucurătoare, mai ales pentru persoanele LGBT din Republica Moldova. Dintre toate țările europene, Republica Moldova a progresat cel mai mult în ultimul an în ce privește protejarea drepturilor acestor persoane, potrivit unui clasament alcătuit de cea mai mare organizație de profil din Europa. Da, organizația sau asociația de organizații se cheamă ILGA Europe, iar clasamentul pe care l-a făcut arată că Republica Moldova a depășit aproape toate țările central și este europene din Uniunea Europeană, de la Bulgaria, România, Polonia până la Ungaria, Cehia sau Estonia. Dacă în clasamentul pentru anul precedent Moldova avea asigurate 21% din drepturile LGBT, în clasamentul nou, care reflectă situația pe 2022, acest procent de drepturi ale persoanelor LGBT asigurate în Moldova este de 39%, adică aproape s-a dublat. Este, Mircea, un progres extraordinar, iar noi am fost cât se poate de surprinși, pentru că această îmbunătățire nu se vede neapărat cu ochiul liber pe stradă și, într-adevăr, ar fi de mirare ca o societate să se schimbe așa de tare de la un an la altul, fără să se fi produs ceva vizibil care să provoace și să catalizeze o asemenea schimbare. Iar în acest domeniu al apărării drepturilor omului, în cazul minorităților sexuale, nu s-a produs nimic vizibil, cel puțin nimic, care să fie atras atenția opiniei publice în mod deosebit, care să fie cauzat dezbateri și o ruptură clară cu trecutul. Ceva totuși s-a întâmplat. A fost adoptată legislație nouă. Îmbunătățirea este de ordin legislativ. Însă, clasamentul făcut de ILGA Europe nu semnalează neapărat vreo îmbunătățire considerabilă a vieții de zi cu zi a persoanelor LGBT în Republica Moldova. Mircea, ai analizat raportul activiștilor europeni, ai vorbit cu apărătorii moldoveni ai drepturilor LGBT și ai urmărit schimbările legislative de la Chișinău, așa că te întreb, ce spune noua lege moldoveană? Poate o lege ca aceasta produce schimbări în viața reală, adică se poate da societatea după lege, și cât de mari sunt efectele altei legi asemănătoare care a fost adoptată cu un deceniu în urmă? Răspunsurile sunt de găsit într-un articol de pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, însă o să-ți răspund prin viu grai și în acest episod din Reporterii. Avem la dispoziție cam jumătate de oră. Eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast. Iar eu sunt Mircea Țicudean, autorul altui podcast al Europei Libere, Pe Agenda. Ce este, Mircea, ILGA Europe și cum își alcătuiește acest clasament anual despre respectarea drepturilor LGBT? ILGA Europe este cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, de pe continent. În linii mari se poate spune că acest clasament anual și-l alcătuiește apelând la oamenii săi de încredere din țările europene, 49 la număr. Aceștia îi spun cam cum s-a modificat situația, după care ILGA Europe alcătuiește o hartă sau un index curcubeu. Datele adunate de activiști din țările europene sunt procesate și publicate sub forma unei hărți colorate. Harta se cheamă Rainbow Europe, curcubeul Europa, iar fiecare țară primește o culoare în funcție de gradul de asigurare a drepturilor persoanelor LGBT, cum arată harta anul acesta. Sandu, în fiecare an harta arată cam așa. Unde e verde e bine, unde e roșu e rău. Cel mai verde e în țările de obicei din nordul și vestul Europei, să zicem Olanda, Belgia, de fapt anul acesta, țările nordice. Apoi prin tonuri de galben și roz se trece spre roșul extrem, care sunt țările unde situația drepturilor LGBT este cea mai tragică. Țări ca Armenia, Azerbaidjan, Turcia sau Rusia. Și unde se situează Republica Moldova pe această hartă? În sens cromatic, e mai la vest de România, de țările baltice, chiar și de Italia? Sigur, Moldova nu s-a mutat pe harta Europei, însă pe această hartă este o insuliță galbenă într-o mare roșie, adică este o țară care a făcut progrese mult mai mari decât vecinele sale în asigurarea drepturilor LGBT. Într-un podcast nu putem arăta culorile, dar pentru a descrie mai bine pentru ascultători harta drepturilor LGBT în Europa, am luat culorile de pe hartă și le-am transformat în note muzicale.
N-am făcut acest lucru chiar la întâmplare. Există, de fapt, o corelație între sunet și culoare. Se bazează pe faptul că și sunetul și lumina care creează culoarea se propagă, deși cu viteze diferite, se propagă prin unde. Corelația a fost stabilită de cei care studiază un fenomen numit sinestezie. Cine e interesat să afle mai multe, să dea un search pe net. Pentru scopul nostru e suficient să spunem aici că, folosind această relaționare, culorile pot fi aranjate pe o gamă muzicală, cu tonuri, semitonuri, iar fiecare culoare are nota sa. Ceea ce am făcut așadar, împreună cu inginerul nostru de sunete, Marian Lupu, a fost să luăm harta ta, Mircea, mă rog, harta ILGA Europe, dar primită de la tine, și să o punem pe portativ. Vrei să vezi, adică să auzi ce a ieșit? Cum să nu? Marian a luat culorile și le-a aranjat în felul următor: roșu închis pentru Turcia, apoi Rusia, Armenia, Azerbaijan, țări cu un procentaj de până la 10% de drepturi respectate, acestor țări, aflate în extremitatea de jos, le corespunde această notă, nota fa. Apoi urmează fa diez pentru țări ca Belarus, Polonia, România, Ungaria, Bulgaria, adică țări cu până la 20% de drepturi respectate. Dacă bine înțeleg, apoi avem nota sol pentru Letonia, Lituania, pentru țări centrale europene ca Ungaria sau Cehia, dar și țări din Balcan și Italia cu până la 30% din drepturi respectate. Și abia după asta vine Republica Moldova, nota sol diez. Pe aceeași notă cu Estonia, Slovenia, Albania, Serbia și altele. Mai avem nota la pentru țări ca Austria, Croația sau Elveția. Apoi la diez pentru Germania, Franța, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Muntenegru. Și în fine nota si pentru cele mai avansate țări ca Spania, Norvegia, Suedia, Finlanda, culminând cu Danemarca și Belgia, cu un procentaj de respectare a drepturilor LGBT de 76%. Când o țară coboară în clasament de la un an la altul, coboară așa. Iar când urcă, așa cum a urcat Republica Moldova, urcă în felul următor. O evoluție spectaculoasă pentru Republica Moldova, așadar. Am auzit, Mircea, cum a urcat Moldova în clasament, dar de ce a urcat, căror legi li se datorează această evoluție spectaculoasă? Sandu, ai noroc, fiindcă tocmai am vorbit cu doi activiști de la Gender Doc M, cu Angela Frolov și Leo Zbanca. Angela este, de altfel, autoarea părții despre Moldova a raportului ILGA Europe. Da, de fapt este vorba despre... Și ea mi-a spus că progresul Moldovei, saltul Moldovei se datorează mai ales modificării sau perfecționării unor legi privind discriminarea, anume... Codul penal la care s-au făcut câteva modificări a fost... Angela mi-a explicat că au fost de fapt două legi la care s-a lucrat în Parlamentul Moldovei. E vorba de una despre discriminare și alta despre introducerea în codul penal a unor pedepse pentru limbajul urii, inclusiv referitor la LGBT. Și discursul care incită la ură și discriminare acum este pedepsit penal, ceea ce este un nemaipomenit de bine pentru Republica Moldova, știind cât de mult discurs de ură vine din partea câtorva politicieni și lideri religioși, care evident folosesc homofobia și transfobia pentru avantaje politice. Ok, a fost îmbunătățită legislația antidiscriminare. Discriminarea pe criteriul orientării sexuale la angajarea în câmpul muncii a fost interzisă printr-o lege adoptată încă în 2012, cu un deceniu în urmă. Este vorba despre legea pentru asigurarea egalității sau în popor se spune legea nediscriminării. Iar în 2022, legea a fost îmbunătățită pentru a asigura ca discriminarea pe acest criteriu al orientării sexuale să nu poată avea loc nici în alte sfere ale vieții. Și acum avem introduse în urma acestor schimbări și orientare sexuală și identitatea de gen introduse în primele articole, unde este lista de criterii protejate. De unde a venit însă impulsul pentru modificarea legii?
Din informațiile noastre, impulsul a venit de la Centrul Antidiscriminare, care dorea de mai multă vreme puteri mai mari în a aplica legislația antidiscriminare. Centrul acesta este o structură a guvernului care monitorizează cum se respectă legislația antidiscriminare și s-a plâns mereu că nu are destule mecanisme pentru a pune în practică această legislație, pentru a veghea eficient la respectarea ei. Exact, iar centrul și-a dublat eforturile odată cu împlinirea a 10 ani de la începerea aplicării legii antidiscriminare, cum i s-a spus, în varianta ei inițială, redusă oarecum. Reporterii noștri Mircea și alți jurnaliști, alte instituții media, au relatat despre adoptarea legislației noi, despre dezbaterele din comisiile de specialitate ale Parlamentului, despre dezbaterele din Parlament. Următorul proiect propus atenției noastre, proiectul 304. La ședința din 15 decembrie 2022 a Parlamentului, atunci când a fost examinată și supusă votului revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității, am citat aici, atunci dezbateri practic nu au existat. Comisia Drepturile Omului și Relații Interetnice a examinat. În raportul Comisiei de Specialitate s-a pus accent pe altceva, de exemplu egalitatea între femei și bărbați, nu pe orientarea sexuală. Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Iar votul a fost salutat de președintele Parlamentului Igor Grosu și descris de el drept un nou pas pentru a îndeplini condiții ale Uniunii Europene ca Republica Moldova să poată începe negocieri de aderare. Vă mulțumesc și felicitări. Încă o condiționalitate din cele nouă îndeplinită. Mersi. Deci, modificările legislative s-au adoptat acum cam pe furiș, în contrast vizibil cu ceea ce s-a întâmplat cu 10 ani mai devreme, când adoptarea legii antidiscriminare a fost însoțită de proteste de stradă conduse de biserică și activiști ortodoxi. Iar politicienii s-au chinuit vreo 2 ani până și-au luat inima în dinți și au ridicat mâna votând acea lege. Asociația Pro-Ortodoxia a ieșit în stradă pentru a milita împotriva adoptării legii antidiscriminare. Să ne ridicăm împotriva și să protestăm, să spunem aleșilor poporului că nu ne părăm. Dezbaterea de atunci a fost mult mai furtunoasă, ai dreptate. Sunt foarte multe exemple. Unul pe care mi-l aduc aminte este amenințarea unor preoți de rang înalt din Biserica Ortodoxă că deputații care au votat legea antidiscriminare vor fi excomunicați. Din cei 101 deputați, doar 39 au avut curajul să zică nu sodomizării țării. Exemplele sunt însă mult mai multe. Tonul dezbaterilor a atins uneori un nivel apropiat de isterie. Acei politicieni făceau parte din Alianța pentru Integrare Europeană, iar votul a avut loc datorită presiunii exercitate de Uniunea Europeană. Guvernarea de atunci urmărea ridicarea regimului de vize de către Uniunea Europeană, așa încât cetățenii moldoveni, cei cu pașaport moldovean, să poată călători în Uniunea Europeană fără vize. Printre condiții figura și această condiție: trebuie adoptată legea antidiscriminare, așa încât criteriul orientării sexuale să nu poată fi invocat de angajator atunci când decide să ia la lucru pe cineva sau nu. De ce nu a existat o dezbatere asemănătoare și acum? Răspunsurile pot fi mai multe. Să spunem doar, climatul politic este altul. La putere se află acum un partid cu majoritate solidă, pro-european. Poate, pe de altă parte, atenția celor care se opun în Moldova în mod tradițional drepturilor LGBT a fost distrasă de alte evoluții, inclusiv politice. Oricum, una peste alta, a trecut într-adevăr cam neobservată această perfecționare a legii antidiscriminare. Perfecționare din unghiul de vedere al activiștilor LGBT, sigur. Unele țări aleg să evite discuțiile și mai mult. În România, legea împotriva discriminării s-a adoptat pe furiș prin anul 2000, nu s-a vorbit în public. În Republica Moldova a fost cu tam-tam, cu dezbatere, cum e mai bine? Tocmai asta am întrebat-o să pe Angela Frolov de la GenderDocM în interviul nostru și mi-a răspuns în esență că este important să se discute. Întotdeauna este mai bine ca lucrurile să fie discutate. Pentru că? Pentru că discuția face bine. Angela mi-a mai spus că este poate mai bine să se discute după ce a fost adoptată legea, pentru că atunci deja o poți... Desigur, uneori discuția este preferabilă după ce legea a fost deja adoptată, astfel ca
să existe un argument sau un punct de plecare solid din punctul de vedere al activiștilor. Deci pe mine mă aranjează mai mult, eu să am legea pe care mă pot baza atunci când pornesc o discuție despre această lege. Să putem taxa discursul de ură, să putem taxa cazurile de discriminare deja printr-o lege existentă. Dar importanța discuției este primordială, desigur. Că iar discuția este importantă inclusiv pentru faptul că un subiect dosit multă vreme este adus în fața societății și în felul ăsta. Exact. Angela spunea chiar că lunga discuție și turbulenta discuție din 2011-2012 despre legea nediscriminare pur și simplu a pus pe în vocabularul moldoveanului de rând cuvântul discriminare, ceea ce a fost un progres. Adevărul e că nu toată lumea știe ce este de fapt discriminarea, dar cuvântul discriminare îl știe toată lumea și într-adevăr, este foarte important să se discute. Îmbunătățirea legislației a făcut ca Republica Moldova să urce spectaculos în clasamentul ILGA Europe anul acesta, dar s-a îmbunătățit situația drepturilor LGBT în viața cotidiană, în viața reală? Aici lucrurile sunt mai complicate. ILGA Europe, chiar și într-o discuție pe care am avut-o cu liderii ei, ne-a explicat foarte limpede că ea nu măsoară schimbările de mentalitate dintr-o societate, n-are instrumentele necesare pentru asta, măsoară doar schimbarea cadrului legislativ, măsoară doar dacă sunt îndeplinite condițiile ca oamenii LGBT să trăiască bine. Dacă chiar trăiesc bine, dacă sunt tratați bine de toată lumea, asta este mai greu de măsurat. Și iată așa, Republica Moldova stă în clasamentul ILGA Europe mai bine decât Cehia, de exemplu, pentru că acest clasament se face pe baza prevederilor legislației, dar situația din societate poate să difere. Angela și Leo, activiștii LGBT de la Chișinău, au fost invitații noștri aici la Praga. La Praga, unde se află sediul central al Europei Libere și unde înregistrăm acum acest podcast. Sigur că da. Și i-am întrebat chiar asta. Unde vă simțiți mai bine ca un cuplu? La Chișinău sau la Praga sau la Berlin sau în altă destinație? Și mi-au răspuns că bine, noi ca un cuplu ne simțim bine acolo unde suntem împreună, evident. Ei se simt bine acolo unde sunt împreună și că au o misiune de îndeplinit la Chișinău, așa a spus Angela. Da, eu mă simt bine și în Praga și în Chișinău. Noi și în Berlin, cred că m-aș fi simțit prost într-o țară unde este pedeapsă pentru relații homosexuale. Cum este Iran-Irak, cum este Rusia mai nou, dar în țările cu legi care lucrează, mă simt bine. Tu, Leo, nu știu. Da, eu cred că noi ne construim spațiile noastre sigure în orice oraș. Ne construim cercul acesta unde ne simțim bine și doar că în unele țări cercul acesta va fi mai redus. Da? O să mergem în spații mai sigure și în alte spații nu o să îndrăznim poate să intrăm știind nivelul de homofobie, transfobie. Nu v-ați gândit niciodată să plecați cu totul din Moldova? Eu nu m-am gândit pentru că simt, știu că pot face schimbările în Moldova și este țara mea pe care o iubesc și pe care o vreau prosperă și vreau să fie o țară în care fiecare om se simte bine și liber. La Leo situația este puțin diferită. Da, eu am fost plecat din Moldova în timp de 25 de ani. 2 ani în urmă am revenit. Și cred că asta a fost o bună decizie. Bine, la început nici nu era decizia mea, era decizia părinților, când m-au dus în Rusia și pe urmă eu am plecat din Rusia în Franța, în Italia, în Spania, am trăit în multe țări și am revenit în Moldova. Și cred că în aceasta și este puterea mea, fiindcă eu, fiind în afară, am luat ceea ce este mai bun și cumva acum am dorința aceasta de a duce acasă. Invitații mei, Angela și Leo, mi-au spus că este important să existe legi care să reglementeze felul cum se poartă societatea față de minorități. Că importantă este legea care duce până la urmă la modelarea comportamentului oamenilor. Ei mi-au dat chiar exemplul unor critici vocale ai comunității LGBT. Avem dosar penal pe Igor Dodon, avem dosar penal pe Ion Ceban, primarul, avem dosar penal pe metropolitul Vladimir, pe episcopul de Bălți și Fălești Marchel, pe câțiva reprezentanți a primăriei din Consiliul Municipal. Care după ce s-a adoptat legea antidiscriminare și după ce instanțele de judecată au început chiar să o aplice, în cazul unor excese verbale din partea lor,
au început să-și modeleze discursul, nu neapărat să renunțe la antipatia lor față de LGBT, poate unii dintre ei nu o să renunțe niciodată, dar au fost mult mai atenți la termenii pe care îi folosesc în discuția publică. Pentru mine, ca persoană LGBT, dacă un cetățean spune că eu nu voi merge să atac o lesbiană sau un gay pentru că voi fi pedepsit, pentru mine este ok. Angela mi-a spus chiar că este problema fiecăruia ce gândește, cum privește o persoană sau o comunitate, dar important este cum vorbește despre ea în spațiu public și ce fel de acțiuni face sau nu face împotriva sau în favoarea ei. Altfel spus, gândurile sunt una, iar gesturile și vorbele publice sunt alta. Bine, dacă nu sunt alte valori care te opresc pe tine să nu ataci un om care diferă de tine și doar frica te ține, să fie frică atunci. Sunt importante și legile, sunt importante și schimbările sociale. Ele trebuie să meargă mână de mână. Republica Moldova a îmbunătățit legislația antidiscriminare și și-a mărit spectaculos procentajul de asigurare a drepturilor LGBT. Care este următorul pas? Ce lege ar mai fi de adoptat la rând, judecând după drumul pe care l-au parcurs deja alte țări? Cred că, judecând după faptul că Moldova are îndeplinite cam 39% acum din condițiile pentru o situație bună a persoanelor LGBT, măsurile care ar trebui luate în continuare sunt numeroase. Una care ține însă atenția publicului mai trează este sigur legată de dreptul cuplurilor de același sex la o recunoaștere oficială, care nu există deocamdată în Moldova. Unele țări europene au recunoscut parteneriatele sau căsătoriile gay prin legi adoptate de parlamente, altele au mers pe calea unor referendumuri, Republica Moldova nu a făcut deocamdată nici așa, nici așa, dar anul acesta s-a deschis încă o cale pe care au pășit primii nimeni alții decât invitații tăi, Angelica Frolov și Leo Zbancă. Ce s-a întâmplat? Ce șanse nouă s-a evit? La 17 ianuarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie într-un caz pornit din Rusia, anume că toate țările din Consiliul Europei, iar Republica Moldova face parte din Consiliul Europei, sunt datoare să recunoască cuplurile de același sex, să le recunoască în mod legal. Este o decizie calificată imediat de activiști drept istorică. Ok, decizia Curții Europene a Drepturilor Omului spune că trebuie recunoscute prin lege căsătoriile între persoane de același sex în toate țările membre, inclusiv în Republica Moldova, dar instanța de la Strasbourg nu poate obliga deputații de la Chișinău să ridice mâna și să voteze o asemenea lege. Autoritățile de la Chișinău, atunci când au fost întrebate de Europa Liberă cum vor proceda în urma deciziei din ianuarie de la CEDO, au evitat răspunsul, au spus că nu au citit ce a decis instanța. Au acum apărătorii drepturilor LGBT aliați în politica de la Chișinău? Activiștii de la GenderDoc M. Sandu n-au făcut niciodată vreo taină, vreun secret din faptul că preferă guvernări pro-europene în ce privește interesele lor, pentru că Uniunea Europeană este, în viziunea lor, un motor al schimbării. În prezent există la Chișinău o guvernare pro-europeană. Activiștii nu sunt total mulțumiți de ce face această guvernare pentru ei. Angela mi-a spus în interviul nostru că, de pildă, este dezamăgită de faptul că Ministerul Educației nu cooperează mai îndeaproape cu ei pentru a ajuta la eradicarea unui fenomen al profesorilor homofobi în școlile din Republica Moldova, ca un simplu exemplu. Ok, unii aliați există, dar Angelica și Leo au calculat că nu sunt destui și au decis să meargă mai pe cont propriu în urma deciziei CEDO în privința căsătoriilor între persoane de același sex. Ce au făcut cei doi? Angela și Leo au cerut pe o cale oficială, mergând la Oficiul Stării Civile, să li se recunoască căsătoria. Da, noi am considerat oportun să cerem acum statului nostru să... S-au așteptat să fie tratați cu refuz, au primit refuzul previzibil și au pornit de atunci un demers în instanțe de contestare sau de afirmare a acestui drept. Am început o campanie și o litigare strategică în acest sens. Deja cât va dura depinde de sistemul de justiție. Ei își văd viitorul relației lor în relația cu statul moldovean în felul următor.
ori, odată ce vor fi refuzați mereu în instanțele moldovene, dacă nu se întâmplă cumva să li se dea dreptate chiar în Moldova, să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mergem la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și acolo este evident că vom avea un câștig de cauză, pentru că este un precedent deja. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului folosește mereu precedentul, așa încât va obliga direct, explicit, Republica Moldova să le înregistreze, să le recunoască căsătoria. Asta este ceea ce urmăresc. Da, de fapt, da. Unii spun însă că Angelica și Leo provoacă intenționat sistemul, societatea. Cum răspund ei? Angela și Leo se definesc ca activiști și spun că sunt datori să provoace societatea și sistemul, inclusiv pentru că ei și alții asemenea lor nu pot să aștepte la nesfârșit până când, cum zic unii, societatea va fi pregătită să le respecte drepturile, până când sistemul le va da în sfârșit o șansă de a fi egal cu alții ca un cuplu. Între politicienii noștri spun, haideți să așteptăm că societatea nu este gata, societatea niciodată nu o să fie gata. Așa că nu se tem că provoacă în mod nejustificat sistemul. Noi trebuie să pregătim societatea, dar nici nu putem să așteptăm ca oamenii să sufere în timp ce societatea se schimbă lent. Schimbăm societatea în 50-70 de ani sau introducem niște legi ca să protejăm comunitatea și mai repede schimbăm societatea fiind mai proactiv la nivel de educație. Situația drepturilor LGBT se îmbunătățește în legile moldovene mai rapid decât în societate. Dar ce spun marșurile anuale Gay Pride despre gradul de acceptare a minorităților sexuale? Ai discutat și despre asta cu invitații tăi? Un nou marș Pride, care este punctul culminant al unui nou festival Pride Moldova, se apropie, va avea loc pe 18 iunie. Atât Angela cât și Leo sunt optimiști că de data aceasta va fi un succes, asta fiind încurajat și de ce s-a întâmplat anul trecut, când a avut loc cel mai lung și cel mai liniștit relativ Pride din istoria țării. Ambii sunt optimiști în privința șanselor de reușită pentru anul acesta. Noi am ajuns din 2008, când autobuzul nostru a fost atacat de mii de oameni care... Cine crezi că ne vorbește? Tot Angela Frolov, dar într-o declarație pe care a făcut-o Europe Libere anul trecut, în timpul marșului Pride din iunie. Aveam parlament și minister absolut homofob care ne punea bețe în roate, primărie care avea dreptul să interzică un marș și noi acum suntem într-o situație total diferită. Noi putem merge prin centru, noi suntem protejați de poliție și noi suntem inclusiv protejați de contramanifestanții agresivi. Pentru cei doi activiști, un Pride liniștit și calm ar fi o dovadă că Moldova se îndreaptă într-adevăr spre o mentalitate mai europeană, cum ne-a spus Leo în finalul interviului, unde l-am întrebat ce ar vrea să aducă în Moldova din țările din Uniunea Europeană, unde el a trăit o bună parte din viață. Și mi-a spus respect. Cred că cel mai important ce aș vrea să aduc în Moldova este respect unii față de alții. Și respectul să vină din primul moment, din momentul când, nu știu, într-o lebus să nu calci pe cineva peste picioare, până la în parlament să nu strige, să bată și să înjure, da, unii pe alții. Între aceste două momente sunt foarte, foarte multe momente în viață în care noi putem să ne respectăm unii pe alții, chiar dacă suntem diferiți, da? Cineva are ochi căprui, cineva ochi albaștri și asta nu schimbă faptul că suntem cetățeni și avem necesitatea să fim respectați și să ne trăim viața cu dignitate. Și cred că asta e ceea ce noi încercăm ca activiști în domeniul drepturilor omului și LGBT+, să spunem despre asta în fiecare zi. Respectați-ne pe noi, respectați-ne drepturile, noi vă respectăm pe voi și drepturile voastre și nu le încălcăm, nu furăm din ele. Și atunci o să trăim așa cum se trăiește în acea Europa la care aspirăm. Mircea, am început podcastul încercând să punem pe portativ culorile hărții europene a respectării drepturilor LGBT. Ne-a ajutat Marian Lupu, sound designerul nostru, dar Marian, fiind și muzician, a compus o melodie folosind câteva dintre acele note muzicale. Mi-a spus că reprezintă culorile Danemarcei, Italiei, Turciei, dar începe cu sol diez, nota... Republicii Moldova. Nota Republicii Moldova. Îți propun așadar să ascultăm piesa lui Marian, acum ajungi la final, nu înainte însă să-ți mulțumesc pentru această discuție. Cu mare plăcere!
Apropo, cât crezi că i-a luat lui Marian să facă această piesă? O jumătate de oră? Da, așa este de bun. Mulțumesc, Mircea Țicudean. O să ne reauzim în acest podcast, Reporterii, în care povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrăm pentru alte platforme ale Europei Libere, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem În Esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei, dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvinte sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Iar relativ de curând și podcastul Pe Agenda este un nou produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Pe platformele digitale ale Europei Libere, vă puteți abona la podcasturi și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!